jurnal de călătorie din America, Cristian Matei, consilier cultural la Ambasada României, Washington DC. Ștampila ambasadei, spune lui Vasile, permiteți-mi să vă citesc. În numele colegilor de la Ambasada României la Washington DC, îți mulțumesc că ai reușit să ne aduci în cuvinte simple, dar pline de sens, revelația unei descoperiri, ce ne-a fost străină. Tu ești un om normal, pentru că așa te-am născut. Noi, cei care ne-am născut altfel decât tine, am înțeles mai bine și poate unii dintre noi pentru prima dată lumea în diversitatea ei. Îți mulțumim de asemenea pentru efortul tău deosebit de a cunoaște cât mai mult din casa noastră planetară, făcând totodată cunoscută România, țara noastră. Din partea noastră, te rog să primești un gând de aleasă simțire alături de urarea drum bun. Cristian Martel, consilier cultural, Ambasada României, Washington DC. Alături de domnul Cristian Matei, în acest jurnal sunt mulți oameni americani, români, la Chicago, la San Francisco. Așa că Vasile Stoica a fost, este și rămâne un subiect care ne poate oferi și pe viitor, poate Dorina, o carte sau mai multe, cine știe. Dacă dumneavoastră, din cei prezenți aici, doriți să adăugați poate un cuvânt, două despre carte, despre Vasile Stoica, vă ascultăm. Doamna Marcela Balin, doamna profesoară Marcela Balin. Pentru că suntem între prieteni, majoritatea ne vedem și ne cunoaștem, o să vă spun câteva cuvinte și vă voi duce, nu pentru a ieși în evidență, și pentru că am câteva lucruri în comun cu doamna Dorina, pentru că și primul meu prenume este Dorina, Dorina Marcela Carmen, și avem în comun și altceva, un accident, pentru că această carte este pentru mine ca un clopot care bate tot timpul și mi-aduce aminte un eveniment din 84, când funcționam la școala din cehu generală, cu clasele 1-8, cum se numea pe atunci, în cehu Silvanie, unde am fost repartizată, și mă pregăteam să închei trimestrul 3, înainte de vacanța de primăvară, în aprilie, să închei metii și să vin la Lugoș, bineînțeles. Pentru că, deși am fost adoptată și pot să spun și iubită de sălăjenii mei, cum spun câteodată, totuși, asta m-a tras și la bănățenii mei și la Lugoș și am și revenit în orașul natal, deși n-am pierdut legătura nici cu cei de acolo. Deci, totul s-a întâmplat, deci vorbesc ca un conesor acum, totul s-a întâmplat deodată. Auzeam că au colege tulburări de vedere, gripe, nu știu ce, nu știu cum, și deodată, lucrând ceva, m-am trezit că eu văd.